Căldura nu a afectat pârtile deschi de pe Valea Prahovei, chiar dacă primăvara s-a instalat cam de vreme la munte. Domeniul schiabil din Azug arată ca în plin sezon de iarnă. În stațiune, pe Cazacu și Sorica este forfotă mare. Împătimiții sporturilor de iarnă au vrut să profite de stratul de zăpadă, așa că au luat cu asalt instalațiile de la primele ore ale dimineții. Și pe Derdeluș a fost bucurie mare, deoarece mulți turiști au testat omătul cu sania. Toate instalațiile din Azuga funcționează la capacitate maximă în acest sfârșit de săptămână. Asta și datorită pârtiilor, care sunt într-o stare foarte bună. E bine, nu ne așteptam să găsim zăpadă. Da, întrebați-l pe el, cum e mami cu sania? Da, chiar am întrebat dacă e artificială pârtia, dar am înțeles că e naturală. De unde sunteți? Din București. E frumos. De cât timp ești la munte? De vreo o săptămână și ceva. Aproape două. Și ce ai făcut în tot acest timp? Nu am petrecut timpul liber. Ne-am dus prin bușteni, am stat prin parc, m-am jucat și așa a trecut timpul. Iar astăzi închei vacanța pe săniuță. Da. În ultima perioadă temperaturile ne-au permis fabricarea unui nou strat de zăpadă artificial. Îi așteptăm pe iubitorul sporturilor de iarnă în zonă, întrucât condițiile sunt extraordinare. În curând, tinerii de la universități și școli particulare vor lua vacanță, așa că pârtile din Azuga vor fi pline și în timpul săptămânii. Veștile sunt bune pentru practicanții sporturilor de iarnă care aleg Sorica sau Cazacu, deoarece de luni până vineri se fac reduceri la instalațiile de transport pe cablu, la cartele pentru o zi.